în acest weekend au ajuns pe litoral peste 150.000 de turiști. Mulți dintre ei au plecat de duminică după amiază către casă, însă șoselele au fost neîncăpătoare. Nou inauguratul tronson al autostrăzii Soarelui, a cărui destinație era să fluidizeze traficul, a fost practic blocat. Chiar dacă în stațiunea Mamaia se circulă relativ normal pentru un sfârșit de weekend, nu același lucru se poate spune și despre șoseaua care duce către autostrada Soarelui dinspre Agigea. Aici mașinile au format cozi chiar și de 2-3 km. Foarte greu! 4 ore am făcut pe 70 de kilometri! Asta e România! Șoferii au mers preț de câteva ore bară la bară. Mulți dintre ei spun că au parcurs în 2 ore doar câțiva kilometri, traseu pe care altă dată l-ar fi terminat în maximum 30 de minute. La Cernavod, aceeași situație. După un weekend însorit la mare, majoritatea turiștilor preferă astăzi să plece spre casele lor. După cum puteți vedea în spatele meu, autostrada Soarelui este foarte circulată, în timp ce vechiul drum spre mare 22C este aproape gol. Deși pe tronsonul Cernavodă-Megidia, unde s-a deschis circulația pe o singură bandă pe sens, viteza maximă cu care șoferii pot conduce este de 80 de km pe oră. Cei mai mulți nu au mers cu mai mult de 50 de km pe oră din cauza coloanelor imense.